Bun găsit, dragi telespectatori, și bine ne-am reîntâlnit într-o ediție frumoasă a emisiunii Aducător de Bucurie. După cum v-am obișnuit, invitatul special este părintele Emilian Prodan, sacroterapeut. Bună seara și bine ne-am reîntâlnit! Binecuvântată va fi viața și mă bucur că am avut ocazia din nou să ajung în casele, în inimile și sufletele celor care ne urmăresc cu interes la această oră. Și fără modestie, Părinte, vă așteaptă întotdeauna să le aduceți răspunsuri, poate, la întrebările pe care le au. Conform dorințelor dumnealor, în formă de respect, aș vrea astăzi să ne introduceți așa în lumea adevărului, cum obișnuiți să o faceți de fiecare dată, și să ne spuneți care este legătura dintre credință și energia Universului. Da, interesantă tema și cu siguranță cei care ne urmăresc la această oră se vor regăsi în explicațiile pe care le voi da, pentru că, după cum știm, noi evoluăm, știința începe să explice anumite lucruri pe care nu le cunoșteam și, de asemenea, știința cu credința și-au dat mâna, pentru că ele nu pot exista una fără alta. Aș începe, în primul rând, cu credința, pentru că credința înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața ta câtă vreme tu crezi că imposibilul poate fi posibil. Sunt oameni care vorbesc foarte frumos de Dumnezeu, sunt oameni care ne explică sensul și motivația pe care trebuie să o ai atunci când crezi în Dumnezeu, însă la tot ceea ce ne explică preoții, duhovnicii, specialiștii, terapeuții și cei care folosesc credința ca o armă a biruinței împotriva celui rău, aș merge puțin să fac referire la textul biblic în care Sfântul Apostol Iacov spunea: credința fără fapte este moartă. Oricât de credincios ai fi, oricât de mare mărturisitor și oricât de multe lucruri frumoase și minunate le expune prin puterea cuvântului, credința fără fapte este moartă. Deci, ce înțelegem prin aceasta? Credința trebuie însoțită de fapte. Nu doar de vorbe. Iar faptele pe care noi credincioșii suntem obligați să le facem au legătură în mod special cu principiile de viață pe care trebuie să ni le consolidăm și pe care le putem învăța foarte simplu tot de la Sfânta Scriptură. Este suficient să citim fericirile. Iisus Hristos le-a rostit și în aceste fericiri, de fapt, noi regăsim tabloul întreg al vieții noastre, în care noi, dacă am înțelege sensul cuvintelor care sunt folosite în expresia fericirilor, am putea să știm care este drumul pe care noi trebuie să-l parcurgem pentru a fi, la rândul nostru, fericiți. Oamenii astăzi sunt nefericiți pentru că nu sunt la locul potrivit, pentru că au o viață autodestructivă care, din păcate, se repetă. În fiecare zi, omul este obișnuit să plângă, în fiecare zi face același lucru. În fiecare zi emite prin puterea cuvântului energii care nu-i fac bine, ci îl autodistrug, și m-aș referi la cei care sunt sceptici și care nu cred că au șansa sau că mai există vreo șansă în a se vindeca sau a rezolva problema. Mă iertați că intervin, Părinte, aici sunt foarte mulți oameni care nu cred în puterea cuvântului, în energie, și auzi foarte des spunând că Dumnezeu e răspunzător de tot și ajung să-și pună întrebări: oare cu ce au greșit în viața asta de merită răul? N-au greșit. Revin la ceea ce spuneam la începutul emisiunii, la faptul că fericirile conțin câteva mesaje pe care noi trebuie să le înțelegem și unul dintre mesajele acestea sunt, iată, adresate celor care au inima curată. Fericiți sunt cei care au inima curată, că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Apoi, fericiți sunt cei milostivi,
Apropo, că vorbeam de fapte, câți oameni bogați sunt pe planetă? Și vă spun că foarte mulți. Și oare cât de milostivi sunt aceștia? Pentru că milostenia este un act de credință, deci de fapt a credinței, care te ajută să evoluezi pe scara crescendo, în care tu ai început asta să te rogi, mâine te vei ruga mai mult, deși ți este foarte greu, vei ajunge la un moment dat, dacă nu te rogi, să nu poți să te odihnești, să nu poți să dormi, și corpul tău, care va intra în rezonanță cu mintea și cu spiritul, își vor da mâna și atunci fericirea deplină de a te întâlni cu Hristos va fi una pe care tu o vei resimți, pentru că sunt foarte fericiți oamenii care l-au pe Dumnezeu în viața lor, care trăiesc sub binecuvântarea și lucrarea Duhului Sfânt și care știu să-i mulțumească lui Dumnezeu și Universului pentru tot ce au primit și să-și dea părticica de zeciuială și celor care au nevoie de ajutorul lor. De ce a îngăduit Dumnezeu și acei oameni care să fie cerșitori? De ce a îngăduit Dumnezeu și acei oameni care astăzi sunt nefericiți, ca noi cei care avem puterea de a ridica, să ne întindem o mână și să ridicăm din suferință și să învățăm care este rețeta de a-și trata nefericirea. Pentru că cea mai mare neîmplinire pe care o poate avea un om în viață, cel mai mare hop al vieții, pe care noi singuri ne-l construim, este legat de tristețe. Câte vreme un om este trist, este pe frecvență joasă. Iar frecvențele joase nu atrag decât astfel de vor atrage decât necazuri și probleme. Aceste frecvențe, din păcate, joase nu pot fi depistate de anticorpi, îmbolnăvesc celula, iar omul, din supărările, mâhnirea sufletească, ajunge să-și îmbolnăvească celulele, celule devenind bolnavă, corpul devine suferind. Odată cu suferința apare și neîncrederea, care este legată strict de depresie, și apoi deznădejdea că nimeni și nimic nu-l mai poate salva și nu-l poate ajuta. La ora actuală, foarte mulți oameni trăiesc o astfel de lume sau trăiesc într-o astfel de vale a plângerii și ar fi important să înțeleagă care este drumul pe care trebuie să-l urmeze pentru a se ridica, a se scutura de haina neputinței și a merge mai departe. Am recomandat și aș ruga pe cei care ne ascultă în această oră că dacă ai trecut într-un anumit moment prin necaz, și în acele momente de necaz, proces, închisoare, boală, ai purtat niște haine, aruncă-le de la tine. Nu le da cadou altora. Ca să nu se răsfrângă și asupra dumnealor. Mă veți întreba de ce? Pentru că în el este impregnată energia despre care, iată, vorbim astăzi, energia Universului, energia momentelor de tristețe, energia momentelor de cumpănă pe care tu le-ai petrecut sau le-ai trăit în acea perioadă și care de câte ori le vei primi nu-ți vor aduce decât lacrimi sau amintiri urâte. De aceea le recomand acelor oameni care înțeleg și care au urechi de auzit să audă că dacă ai gustat pelinul și l-ai văzut cât este de amar, nu te mai întoarce să-l gusti. Acest lucru nu-l înțeleg oamenii și au credința că într-o zi persoana care le-a făcut rău se va îndrepta și se va schimba. Schimbarea unui om poate fi realizată doar dacă acel om mai are o virgulă de care te poți agăța și să-l aduci pe drumul credinței și a cunoașterii lui Dumnezeu. Că de fapt asta este credința, să crezi că ceea ce nu vezi este real. Apropo de crezut, părinte, chiar zilele trecute, tot prin intermediul unei emisiuni de televiziune, am avut un invitat care a făcut referire că dacă în trecut mai credea în Dumnezeu și în lucrurile astea, astăzi nu mai crede, că i-a fost de ajuns. Și totuși nu la o vârstă înaintat. Și i-am spus, și cu ce greșești dacă tu o să crezi în Dumnezeu? Crede și nu cerceta. Nu, astea sunt dicton, este un dicton, mă scuzați,
este un dicton care nu are ce să caute în emisiunea noastră, crede și nu cerceta. Trebuie să cercetezi până la urmă că de aceea ai creier. Însă credința nu se raportează la necunoașterea unora. Sunt oameni care cu siguranță vor spune că nu există Dumnezeu, dar cu toate acestea cred și ei în ceva. În energii. Energiile sunt tot de la Dumnezeu. Ele sunt de altfel descrise de sfinți ca lucrări ale duhurilor. Fiecare om lucrează într-un anumit duh. Bun sau rău? Bun sau rău. Sunt oameni care lucrează cu energii negre, care blestemă, care te înveninează cu bârfe, cu jigniri. Aceștia sunt oameni care te ajută să ajungi mai repede în iad. Iad însemnând suferință. Și există oameni care atunci când ești căzut, îți întind mâna și spune: nu te da bătut, că viața ta nu s-a terminat aici. Încă mai e ceva de spus și câtă vreme mai e ceva de spus pe acest pământ, câtă vreme mai ai încă de îndeplinit anumite promisiuni pe care tu le-ai făcut Universului, le-ai făcut familiei și ție, Dumnezeu nu te va lăsa ca tu să pleci cu povestea vieții tale neterminată. Revenind la credință, este foarte important și este dovedit științific ceea ce vă spun. S-au făcut studii într-un spital din America. S-au făcut experiențe de către medici și de către cercetători în două saloane diferite. Erau 9 persoane într-unul, credincioși, și 9 atei, așa cum era acest domn invitat al nostru sau necredincios, care suferea de boli similare. Li s-a dat un program celor credincioși să se roage, să citească anumite acatiste la anumite ore, pentru că, fac o paranteză, rugăciunea creează o vibrație foarte puternică. Prin mesajele pe care le conține și cuvintele, sunt anumite cuvinte pe care dacă știi să le folosești, îți creează o vibrație și o emoție atât de mare care te poate ajuta ca să-ți vindeci chiar o durere de cap, nu? De scântecul, de ochi. Sunt oameni care s-au deochiat, li se face o rugăciune și le dispare răul. Sau dezlegările pe care le fac preoții și așa mai departe. Dar revenind la cei bolnavi, acești 9 credincioși se rugau în fiecare zi la ore diferite, iar ceilalți nu se rugau deloc și din contră, huleau. Îl huleau pe Dumnezeu și îi cereau judecată. Îl judecau de ce i-a trimis la suferință. Cei 9 care nu credeau în Dumnezeu, într-un interval foarte scurt au murit. Dar au murit în chinuri groaznice. Și cei care erau credincioși și se rugau și nu și-au pierdut speranța în Dumnezeu și-au cerut Universului încă o șansă. Pentru că Universul este o creație a lui Dumnezeu. S-au vindecat. Și lucrul acesta, sigur că a fost cunoscut de întreaga lume și în urma acestor interviuri și emisiuni, foarte mulți oameni s-au convertit și s-au întors spre Dumnezeu, s-au căit de păcate și au fost iertați. Istoria de altfel ne-a dovedit că noi avem printre sfinți și prigonitori și oameni care îl huleau pe Dumnezeu și ulterior l-au descoperit, au crezut în el și au ajuns lângă tronul lui Dumnezeu și astăzi sunt pomeniți ca sfinți. Niciodată să nu spui niciodată și n-ai de unde să știi cum va fi viața ta peste un an, doi, cinci. Mulți dintre cei care, din păcate, astăzi nu mai sunt printre noi, au murit fie de COVID, fie au murit subit pentru că li s-a descoperit o boală incurabilă și au făcut planuri de viitor. Sunt oameni care și-au făcut case, palate, dar când au plecat de aici, au plecat cu mâinile goale și n-au luat nimic cu ei. Credința este strâns legată de parte de fericire pe care poți să o aduci în viață. Un om credincios și un om care cu adevărat crede Dumnezeu trebuie să fie obligatoriu, sublinez acest cuvânt, obligatoriu un om bun. Acum, dacă ar fi să analizați și să cântărim puțin, nu judecăm, tot ceea ce se întâmplă în lume,
Noi românii ne considerăm un popor credincios. Și dacă ar fi să întrebăm 100 de români, crezi în Dumnezeu? Ce ți-ar răspunde? Cred. Da. Este o mică mare diferență între a crede și a face voia lui Dumnezeu. De aceea Hristos spunea, mulți chemați sunt puțini aleși, pentru că a face voia lui Dumnezeu înseamnă să nu ai răutate. Ori e suficient să deschizi televizorul și începând de la procese, înjurături, jigniri, proteste, care mai de care mai agresive, te conduc la firească întrebare, până la urmă ce popor suntem, de creștini sau de păgâni? Pentru că un om credincios, subliniez, este un om al păcii. Fericiți, apropo, revin la ceea ce spunea Hristos, fericiți sunt făcătorii de pace. Ca aceia ce se va întâmpla cu ei? Ca aceia fii al lui Dumnezeu se vor chema. Ori, dacă eu sunt într-o stare de conflict permanent cu mine, și voi da un exemplu, sunt oameni care se privesc în oglindă și sunt într-un conflict permanent cu ei, nu sunt mulțumit niciodată de ceea ce văd. Am prea mare ochii, prea mici, am părul prea mic, prea mare, asta nu știu care și-a pus cercel, nu știu de care, eu de ce nu am, și așa mai departe. Astea nu atrag cumva, părinte, și energiile despre care spuneți negative? Dacă mă îngăduiți, atrag indirect o pedeapsă a Universului. Pentru că dacă Dumnezeu te-a creat, te-a creat frumos, te-a creat așa cum trebuie să fii. Pentru soțul dumneavoastră, pentru anumite persoane sunteți cea mai frumoasă, pentru alte persoane poate nu sunteți la fel. Așa cum nici eu, poate nu pentru toată lumea sunt la fel de iubit sau la fel de apreciat sau respectat, pentru că răutatea, apropo, a ajuns să fie mai mare decât credința. Iată, aici se pierd și se face distinția între cuvântul credință, între cei care cred și se hrănesc cu bucuria, cu dragostea și cu mulțumirea pe care oamenii le-o dau atunci când le fac bine, da? Dacă vă ajut, vă fac un bine, ce veți face? Veți mulțumi. Acel mulțumesc face foarte mult. Acel mulțumesc de multe ori este egal cu o rugăciune. De ce? Că eu te-am făcut bine, te-am ajutat într-un moment când tu aveai nevoie. Și aici, sigur, intervine și rolul acelor oameni care sunt milostivi, care ajută la construirea Catedralei Mântuirii, la construirea unui spital, la construirea, iată, cum am construit noi racla maștelor Sfântului Pancratie. Nu asta înțelegeți că Sfinții și Dumnezeu nu rămâne niciodată dator în fața celor care și-au luat din multul sau puținul lor și au zis, trebuie să-i dăm și sufletului partea lui. Și în aceeași proporție, oamenii care apar pe la televizor îmbrăcați în rochii negre, când sunt puși în fața judecății, de a ierta sau de a nu ierta un confrate, de a ierta sau nu ierta un credincios de rând, ce face? Nu-l iartă. Îl judecă sau nu-i dezleagă de multe ori păcatele, spunându-i că încă nu e vrednic să-L primească pe Hristos. Acum aș pune o întrebare care poate va deranja. Ce garanție am eu că omul pe care astăzi l-am în fața mea îl voi mai vedea peste o săptămână? Ce garanție am că nu-l va lovi, Doamne ferește, o boală, un infart? Poate dă peste el mâine cineva? Și eu, în loc să-i ofer șansa de a se împăca cu Dumnezeu și de a își ocupa locul lui în univers, că omul acela de aceea e nefericit, că nu e în locul lui. O plantă, dacă nu e așezată la lumină și în se pământul la bun, sau se ofilește. Așa suntem, da, și noi oamenii. Eu ce fac? Îl trimit la plimbare. Și dacă acel om moare mâine, eu, ca duhovnic, nu voi fi vinovat de faptul că i-am obstrucționat dreptul de a se împăca cu Dumnezeu și de a trăi în comuniune. Poate dacă l-aș fi împărtășit, n-ar fi puțin nimic. Acest lucru nu l-a gândit nimeni. Și din păcate, am ajuns să trăim într-o lume
în care regulile, atenție, sunt mai importante decât puterea credinței și a rugăciunii. Păi stați, fraților, că regulile le-au făcut oamenii. Dumnezeu nu este generalul de armată care dă ordine drept, stânga, dreapta. Puneți bazmaua, dă-ți-o jos. Dumnezeu este iubire. Și când spun iubire, dacă eu te iubesc pe tine, omule, dacă eu te iubesc pe tine, creștine sau creștină, eu trebuie să te accept așa cum ești. Trebuie să-ți dau șansa să te apropii de mine și să te învăț unde greșești și ce trebuie să faci să nu mai fii rău. Ori, nefăcând acest lucru, eu îndepărtându-l pe om și judecându-l sau pedepsindu-l, îl voi face mai rău. Îl voi face și mai rău și acel om, în loc să fie împăciuitor, va deveni dușman. Și mi-am creat singur ce? Mi-am creat singur o gaură în univers care în fiecare zi îmi va prelua o parte din energia care se va duce acolo prin gândurile mele, prin starea de veche, on guard, trebuie să mă păzesc, să-mi pun bază, să nu mi se întâmple ceva, în loc să îmi ofer acel timp și acea energie pe care mi-o consum, mi-a oferit iubire până și unei flori. Dacă îi spui unei flori că o iubești și că e frumoasă, floarea aceea va înflori și își va schimba culoarea frunzelor. Dacă îi spui unui om în fiecare zi că este un prost, că e un păcătos, la un moment dat va crede cu tărie ceea ce îi spui. Va începe să creadă că este, dar chiar va deveni. Pentru că dacă eu vă spun în fiecare zi că, ipotetic, noi vorbim acum exemplu de ale vieții, că tu ești un hoț, omul ăla, chiar dacă în viața lui n-a furat, va deveni un hoț. Înțelegeți că noi prin puterea cuvântului creăm realitatea ceea ce urmează să ni se întâmple. Cine ești tu, omule, să judeci? Și mă refer la cei care judecă. Dar eu cred că o majoritate judecă, părinte. Foarte chiar greșit. Dacă spun că... Păi de asta este lumea nefericită. Da. Ați înțeles? Nefericirea... Mai mult se uită în grădina celui al decât în propria grădină. Nefericirea vieții noastre este atrasă. Acestea sunt păcatele. Da. Nu că am băut o cafea și nu trebuia să beau, că era miercuri. Sau că e vineri. Nefericirea este atrasă în viața noastră prin expresia cuvintelor și a neputinței tale de a ierta pe cel de lângă tine. Și în acest sens, Sfânta Scriptură ne dă un exemplu atât de clar, cu pilda datornicului, în care un om avea o datorie unui mare dregător de 100 de dinari, o sumă foarte mare pentru acea perioadă, și pentru că n-avea de unde să o plătească, în acea vreme era pedepsit aspru. I se lua femeia, copiii, erau pedepsiți cu toții și aruncați la închisoare. Plângând, a căzut în genunchi în fața dregătorului și a cerut iertare. Și de milă, spune, făcându-i se milă, ne spune Evanghelia, a fost iertat, i s-a șters datoria. La rândul lui cel care a fost iertat, avea un alt datornic, căruia care îi datora o sumă mult mai mică, infimă. Și la rândul lui cel care îi datora suma, i-a căzut în genunchi, iartă-mă, n-am de unde să-ți dau, dar promit că îți voi da. Iar a zis, nu pot. Și l-a aruncat în închisoare. Și atunci, auzind stăpânul cel mare, dregătorul, că el a putut să ierte, iar cel care a fost iertat n-a putut să ofere aceeași iertare, l-a chemat și l-a pedepsit și a zis, acolo vei sta până când îți vei plăti toată datoria, pentru că eu te-am putut ierta și tu n-ai putut la rândul tău să ierți. Exemplul este repetat zilnic în viața noastră. Noi vorbim, sigur că îmi vor spune mulți, ai părinte, că e teorie, cum să-mi ierte dușmanul? Este examenul vieții. Dacă ar fi să fi pus în fața unei boli incurabile și să ți se spună de către medici că singurul tratament pentru a supraviețui, ei trebuie să te duci să-ți ceri iertare de la toți dușmanii tăi pentru a mai trăi sau mori. Ce ai face? Ce ai alege? Eu aș alege să ceri iertare. Vă spun că s-ar face cozi interminabile să-și ceară fiecare iertare să se împace. Da, dar asta pentru că au un interes. Păi n-ați înțeles? Numai că de fapt ăsta este secretul supraviețuirii unui om.
La toți oamenii care au trecut prin suferințe și au boli incurabile, le-am explicat cât de important este să se împace cu cei pe care îi are dușmani sau care sunt în conflict, pur și simplu să le ceară iertare. În momentul în care tu ai capacitatea să ierți și ai capacitatea să te smerești, să renunți la orgoliu, i-ai luat puterea celui care te dușmănea și ți-ai transferat-o ție. Nu știu dacă ne abatem puțin de la subiectul de azi, legătura dintre credință și energia Universului, dar nu pot să încetez să nu vă întreb. Dacă sunteți de acord sau considerați că este adevărată fraza iert, dar nu uit, mie mi se pare, adică nu o pot accepta, cred. Cum vine asta să ierți, dar să nu uiți? Că se spune când ierți cu adevărat, nu ierți numai mental, ci și sufletește. N-ai adică cum. Ai uitat. Nu există așa ceva. Nu poți să ierți doar și să nu uiți. Când ierți, trebuie să ierți și să se uiți. Dar revenind la ceea ce spuneați, energia Universului este împărțită. Există energia Pământului. Știați că, și vă le dau în premieră o informație celor care sunt astăzi în suferință, există energia telurică. Un om bolnav este de multe ori trist și este abătut pentru că este consternat de teamă, iar exemplul pe care și l-au dat unii altora a fost acela de a își compara viața cu cel care a pierdut lupta cu boala. Dar totodată sunt oameni care au fost bolnavi incurabili și care astăzi trăiesc. S-au vindecat. Dar revin la energia telurică. Citeam într-un tratat a unui scriitor rus de prin anii 20 și 1927 că omul care suferă de boli, picioare, cap, plămâni, să se întoarcă la locul de unde s-a născut. Dacă te-ai născut la Baia Mare, te duci la Baia Mare și tu locuiești în București. Îmbrățișează un copac. Roagă-te lui Dumnezeu și du-te și caută biserica unde ai fost botezat. Și din acel moment se va produce în tine o reîncărcare a tot ceea ce înseamnă forță de a lupta și de a învinge tot ceea ce este rău. Ce înseamnă acest lucru? Te întorci la locul copilăriei unde erai fericit. Amintirile frumoase sunt raiul din care nimeni nu te poate izgoni niciodată. Acolo copacii unde te-ai plimbat cu bicicleta, plantele, străzile, cunosc glasul fericirii și râsului tău când erai mic. Și să știți că nu sunt povești. Îmi explica acest lucru un regretat părinte Protopop, că într-una din vizitele pe care le făcea cu generele său într-o pădure în zona Brășovului, la un moment dat, fiind toamnă, s-a așezat pe spate și codrii se mișcau, știți, se mișca vântul, era cuvântul lor. Și părintele le întreba pe genere, tu auzi ce aud eu? Nu. Eu aud un cântec al bucuriei acestor copaci. Și zice, normal că n-ai cum să-i auzi, pentru că tu nu te-ai născut aici. Eu aici am copilărit, acești copaci erau pentru mine căsuța unde mă urcam, unde eram vesel. Și de câte ori spunea părintele, am o tristețe, mă duc, îi cuprind în brațe și simt o bucurie în suflet, imensă. Iar acea bucurie, să țineți minte, este atât de mare încât orice terapie pe care îi face la orice aparat nu are egal cu ea. De ce le recomand celor care ne ascultă să țină cont de acest sfat, să se întoarcă în locurile la origini copilăriei, să cheme în ajutor sfinții, pentru că
În acele momente frumoase, chiar dacă nu era atât tehnică ca acum, și în acele vremuri, să știți, cu excepția momentelor în care unii am început să acuzăm comunismul sau... Oamenii totuși trăiau fericiți și erau mult mai liniștiți. Nu era atâta stres. Iar stresul astăzi a devenit o boală. Nu mi-am auzit niciodată bunicii sau străbunicii, mai ales bărbații, să se plângă de depresie, anxietate sau tot ce e ca boala secolului. Ați văzut. E o diferență. Așa că le recomand celor care doresc să li se dea o nouă șansă să se întoarcă în energia telurică, să-și ia o bucățică din pământul de acolo, să-l ducă acasă și să-și amintească de momentele frumoasele copilăriei, pentru că noi putem programa timpul și ce este important, o să vorbim într-o altă emisiune, cum putem opri la un anumit moment procesul de îmbătrânire. Avem exemple cu oameni care au 80 de ani și arată ca la 60 sau la 50. Vor spune noi, păi cum, că așa ar face toți bogații, toți miliardarii, sunt povești, nu? Vă rog doar să priviți călugării care stau în mănăstiri și să vedeți ce fețe frumoase și senine au. Și ochii lor sunt atât de senini. Și ai sta lângă ei și i-ai asculta, fără să te plictisești, ore în șir. De ce? Pentru că sufletul lor este încărcat de energia bucuriei. Și de ce de energia bucuriei? Pentru că sufletul se hrănește cu bucurie. Până și bucuria este o energie pe care tu trebuie să o găsești, să ți-o identifici. Și fie că ți-o identifici în obiectele, în lucrurile pe care le ai, fie că ți-o identifici în puterea și lucrarea unui sfânt, cum, iată, mi-am identificat-o eu, Sfântul Dorințelor, Sfântul Pancratie, fie că ți-o identifici prin iubirea pe care o poți primi sau o poți oferi partenerului de viață, soției sau soțului. Pentru că, sigur, ceea ce spun, repet, pare de poveste. Este important să-l întâlnești pe acel om care să-ți facă inima să cânte și sufletul să râdă. E foarte important. Să râzi, să te bucuri. Vor veni mulți să spună, păi ce să râd dacă eu sunt bolnav? Boala, atenție, este o energie canalizată de tine pe o frecvență joasă în care tu ți-ai pierdut încrederea că poți să o învingi. Și aici este lupta între mental, între corp și între spirit. Și aș vrea să le amintesc că, celor care ne ascultă, că emoțiile, atenție, au un rol extrem de important în tot ceea ce înseamnă prezentul, trecutul și viitor. Și viitorul nostru. Emoțiile de multe ori sunt mai importante decât materia. De ce într-o sală de spectacol, după ce a terminat o piesă un interpret, sunt adulați, aplaudați interpreții, iar interpretul râde, n-a văzut pe nimeni să... Înseamnă mulțumire. Să râde, se bucură, plânge de emoții. Cum, iată, Golden Bass-ul la anumite emisiuni de televiziune. Ce se întâmplă, de fapt? E același om, același public, uralele și faptul că ai creat o explozie de emoție nu face altceva decât acelui om să-i redea șansa de a își redobândi încrederea și de a crede că visul în care a crezut se poate îndeplini. De acum își pot schimba cei care ne urmăresc și poate pe fundul pesimismului vă ascultă, înțeleg ceea ce spuneți, dar poate doar pentru câteva momente din viață își pot schimba perspectiva și pot privi viața altfel. Repet, are totul legătură cu credința. Dacă tu nu crezi în ceea ce vrei, n-ai cum să realizezi. Le voi da un exemplu. Propuneți-vă să vă treziți la ora 6 dimineață. Și la 6 fix, ochii vi se vor deschide, n-ai nevoie de ceas. Vorbim de ceasul biologic. Cum e posibil ca la ora 6 fix, când bate gongul, tu să-ți deschizi ochii și să spui, domnule, dar cum s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat pentru că ți-ai programat acest lucru. Eu vreau să-i învăț pe oameni să-i programeze să fie fericiți.
să-i programez să nu mai gândească la rău și să nu mai judece. Nu înțelegeți că judecata atrage boala. Prin faptul că tu m-ai judecat pe mine, i-ai judecat pe cei de lângă tine, prin faptul că tu ai emis judecăți, tu care poate, nu știu dacă ești îndrituit sau ai meritul să o faci, că știți, era acea lozincă, nu scoate bârna din, sau paiul din ochiul fratelui și tu ai bârna. Dar te gândești peste acest aspect. Judecata te va conduce la judecată, pentru că cu ceea ce dai, cu asta vei fi cântărit. Ori, acest lucru, repet, am întâlnit oameni care susțin că sunt credincioși și vezi prezenți la biserică în fiecare duminică, nu lipsesc, se laudă că postesc, se împărtășesc. Nu știu cum reușesc să fac asta, pentru că împărtășindu-se, îi mint sau îl mint pe Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm. Cum? Greșiților noștri. Păi cum? Iartă-ne dacă și eu iert și eu nu sunt capabil să iert. Ce este la fel important să se știe? Faptul că oamenii credincioși sunt mai puțin expuși bolilor decât cei care sunt necredincioși sau sunt mai puțin credincioși. Eu nu mă refer la credința aceasta superficială. Da? Crezi Dumnezeu? Cred. Când ai fost ultima dată la biserică? Anul trecut. Sau că te pui în genunchi și... Când te-ai spovedit ultima dată? Acum un an sau niciodată? Spovedania are și ea rolul ei. Pentru că spovedania înseamnă descătușarea sufletului de păcatele în care tu, suflete, ți-ai propus să trăiești. Și atunci... aceste lucruri, din păcate, nu sunt înțelese și percepute de oameni așa cum ar trebui să fie. Și câte vreme noi, ca oameni, nu vom înțelege că în universul acesta nu se întâmplă nimic de capul lui, că totul are un rost. Și că ție ceea ce ți s-a întâmplat cu un scop. Să știți că oamenii, mulți, vin și îl caută pe Dumnezeu doar în momentul în care au necazuri, când copilul lor este bolnav, când au anumite suferințe sau au trecut prin anumite etape ale suferinței. Ori nu asta este credința. În Dumnezeu trebuie să crezi, în Dumnezeu trebuie să te încrezi. Și ne mai spune acolo psalmistul un text foarte frumos: toată grija cea lumească de la noi s-o lepădăm. Pe câte vreme grijile lumești sunt mai mari decât capacitatea ta de a le face față, vei deveni un om învins. Sunt mulți oameni care sunt învinși din neputința de a face față iadului sau jihadului în care s-au băgat singuri. De ce s-au băgat singuri? Pentru că n-au cântărit la momentul respectiv cât de bine sau cât de rău este alegerea sau cât de bună sau rea este alegerea pe care și-au făcut-o de a lua decizii. S-au îndrăgostit, trec la partea asta de sentimente și gata, s-au căsătorit, își dau seama după câteva luni că n-au nimic în comun. O despărțire ce face? Produce suferință? Da. Trecem la alte lucruri. Încântarea de a vrea mai mult. Te obligă de multe ori să iei credite, de a intra într-o lume a dezvoltării tale, a business-ului, a dezvoltării tale personale, ca lumea să te cunoască. Și ajungi la un impas. Te mai poți bucura de viață? Nu. Cine te-a introdus în acest iad? Tu. Cine te-a ajutat să ajungi acolo? Tu. Dar dacă erai sub binecuvântarea lui Dumnezeu, nu mai ajungeai. Te ferea și spuneai stop. Îți dădea seama. Sau îți trimitea în cale oamenii de care aveai nevoie să-ți lumineze mintea și să te oprească în a mai continua sau a-ți mai face rău singur cu mânuța ta. Aceasta înseamnă credință. Să crezi cu adevărat că imposibilul este posibil. Să nu te îndoiești niciodată de forța pe care o are Dumnezeu și care este mai presus de neputința ta ca om. Pentru că dacă ar fi să ne întrebăm de ce unii reușesc și alții nu,
Bogații cred în șansa lor pentru că au reușit și niciodată nu s-au îndoit. Au programat ca tot ceea ce vor să realizeze, să construiască. Iar prin programare, ce au făcut? Exemplu ceasului. M-am programat la 6 să mă trezesc, la 6 mi s-au deschis ochii. Mi-am programat în univers să reușesc să construiesc blocuri, să reușesc să îmi construiesc o casă, să mă căsătoresc și nu m-am îndoit și am reușit. Câte vreme apare îndoiala, mi-am tras singur frâna de mână și atunci și oamenii care ar vrea să te ajute nu mai pot. Pentru că oricât ai încercat să ridici mâinile spre Dumnezeu, spre univers, ești exact ca și omul căzut în prăpastie, îți aruncă frânghia și zice, prinde-te de ea, să te trag. Păi ce, nu, că vreau să-mi olești tu. Păi asta înseamnă să mă tragi pe mine acolo. Dacă vrei, agață-te de orice șansă, de orice speranță pe care o ai și de orice cuvânt care conține în el mesajul încrederii. Crede. Crezi tu că eu te pot vindeca? Întreba Hristos. Cred, Doamne. Ajută-ne credinței mele. Crede în tine și înainte de toate să crezi în Dumnezeu. Dacă tu nu crezi în tine, ești un om pierdut. Păi multe lucruri bănuiesc, părinte, că pleacă de la neîncrederea în propria persoană. Nu multe, foarte multe. Neîncrederea este asimilată de multe ori cu neputința de a te menține. Nu e greu să fii în vârf. E greu să te menții. Pentru că vânturile vor lovi întotdeauna în piscuri și nu vor lovi în mușuroaie. Credincioșii și mulți dintre cei care ne urmăresc acum vă găsesc la Biserica din Pipera Voluntari, Biserica Sfânta Acolo Maria. Acolo am grijă, pentru că sunt ctitor, am grijă de moaștele Sfântului Pangratie, Sfântul Dorințelor. Un sfânt minunat, de care am vorbit în fiecare emisiune aproape. Un sfânt care a schimbat viața a mii sau la mii de români sau zeci de mii de oameni care au venit, s-au rugat și au pus nădejdea în ajutorul Dumnezeu și în puterea Sfinților. Acolo se regăsesc și moaștele, dacă nu... Moaștele? Tocmai despre asta vorbesc. Iar eu, fiind ctitor, trebuie să am grijă de ctitoria mea. Și acolo îi primesc pe cei care vin împovorați, cu griji, cu gânduri multe, cu supărare, cu tristețe. Și învăț să nu se piardă, pentru că nu mai sunt singuri. Când vii să ceri ajutorul unui sfânt, indiferent că este Sfântul Dimitrie, că este Sfânta Parascheva, că sunt alți sfinți mărgăritare pe care le avem în țara noastră, și iată, mai avem un sfânt, Sfântul Pangratie, când simți că ai nevoie, e suficient să-i strigi numele. Și dacă i-ai strigat numele, vei vedea că Sfântul este prezent, iar gândul tău, puterea lui pe care ți-o dă ție, omule, este lucrătoare și tu, prin decizia care o vei lua, vei face ce trebuie să faci. Sunteți și autorul, pentru că trebuie să amintesc acest lucru, dar fiind faptul că mă onorează prezența dumneavoastră la Aducător de Bucurie, a cărților pe care sau cu care deseori ați vindecat sufletele oamenilor și aici mă refer la sentimentul de iubire. Ce v-a determinat, părinte, oare din poveștile adevărate ale cărțile, oamenilor trăite? Cărțile se scriu din poveștile oamenilor și din realitățile pe care stai să le asculți zilnic. Sunt oameni care ar putea scrie romane, ar putea scrie un roman și ar putea să vorbească ore în șir despre viața lor. Sunt oameni cărora ochii sunt permanent plini de lacrimi și aș vrea să le spun acestora și să mă adresez lor să nu mai plângă. Pentru că plânsul nu îți rezolvă problema. Plânsul trebuie să fie de bucurie și de mulțumire către Dumnezeu sau de căință, nu de suferință. Cei care plâng în continuu și se căiesc sunt principalii, să zic, colectori ai unor boli care ulterior le va fi greu să o trateze și le va duce multă nefericire. Dar mulți oameni susțin că a plânge, bine, aici nu mă refer în fiecare zi și ori în șir, este o formă de a te elibera de starea, poate, de neîmplinire, de tristețe. Și mă adresam
acelor care se pun la somn plângând, se trezesc plângând și care și-au regăsit în plâns un refugiu. Cu cât vei fi mai trist, cu cât vei insista mai mult pe neputința pe care o ai și pe durerea sufletului, în loc să scapi de ea, o vei amplifica. De aceea și boala, spuneam la un moment dat, că este o energie prost condusă și care de fapt s-a cuibărit în corpul tău pentru că tu ai creat loc și ai făcut loc. Cum poți să-i faci loc unei suferințe? În momentul în care începi să te vaicărești, să plângi și să arăți lumii întregi că tu ești nefericit, iar nefericirea pe care tu ți-o construiești, iubite suflete, este strâns legată de lipsa de încredere sau credință în Dumnezeu. Crede în Dumnezeu cu adevărat, predă-i viața ta lui și vei vedea că nimic din ceea ce vei face nu-ți va fi împotrivă, pentru că vei lucra sub binecuvântarea lui Dumnezeu și vei vedea de fapt că imposibilul poate fi posibil. Însă dă-ți un termen. Vreau să mă căsătoresc. Dă-ți un termen. Vreau să fac copii. Aici le recomand acestor tineri să vină să se roage Sfântului. Există rugăciuni speciale pentru asta. Sunt regăsite în pachetul Darul Bucuriei, în cartea cu nodurile, care sunt anumite rugăciuni pentru aceste probleme. Rugăciunile sunt precum pastilele. Dacă te doare capul, trebuie să iei o pastilă care să-ți aline suferința, durerea de cap. Pentru problema pe care... Dacă te dor picioarele, la fel. Dacă te doare spatele. Deci fiecare corp al trupului este vindecat prin puterea energiei pe care tu o ingerezi, pentru că și planta aceea conține o energie și o forță care, până la urmă, ce face? Îți poate vindeca zona bolnavă și să-ți aducă sau să-ți readucă zâmbetul sau fericirea pe față câtă vreme au reușit sau câtă vreme tu ai reușit să treci peste și ai reușit să demonstrezi. Vorbeam puțin mai devreme, părinte, și despre faptele de milostenie. Mai există astăzi credincioși care... Foarte puțin, pentru că oamenii nu mai sunt atât de aplicați spre credință. Le mulțumim celor care au avut bunăvoința de a ajuta la construirea raclei. Le mulțumesc acelor care au bunăvoința de a ajuta Sfânta Biserică. Le mulțumesc celor care ne pomenesc în rugăciune, pe noi, pe mine, preotul, și îi credințez că și noi îi pomenim la rugăciunile noastre. Dar că rugămintea pe care le adresez acestora este aceea de a nu se lăsa influențați de veninul și răutatea pe care o alții și de judecata greșită pe care o fac de multe ori. Pentru că judecata pe care ei o vor face îi va conduce la o altă judecată. Trebuie să știți că în viață lucrurile nu se întâmplă întâmplător și că tot ceea ce trăim astăzi noi, trăim pentru că așa vrea Dumnezeu, întâlnirile pe care ni le-a programat Universul nu sunt întâmplătoare. Putem să nu ne întâlnim niciodată, să nu avem tangența de a ne cunoaște sau de a mă întâlni cu credincioșii. Și cu toate acestea m-am întâlnit și mă întâlnesc cu ei. Dar ce ne unește? Puterea Sfântului care îi cheamă. Pentru că omul a auzit la televizor că i-a zis mama, că i-a zis bunica să meargă să vadă o bisericuță în colț de rai, în Pipera, unde sunt moaștere Sfântului Pangratie. Și curtea bisericii și de frumusețe rară. Oamenii merg cu credința că imposibilul poate fi posibil. Este foarte important să nu te îndoiești și să nu-ți pară rău dacă ai făcut o jertfă. Când ai ajutat pe cineva, să nu-ți pară rău. Cu cât îți va părea mai rău de bănuții care ai dat sau de bănuțul care tu de fapt le-ai pus la temelia construcției acelui loc, îți va fi de folos la un anumit moment al vieții. Și n-am să niciodată povestea tristă a unui om
care mărturisea că timp de mulți ani era în topul milionarilor și a dat greș, plăcerile lumești l-au condus în a coborâ de pe trepte și a cheltuit banii și când era sărac nu l-a mai băgat nimeni în seamă, nu l-a mai cunoscut nimeni. Deci, cât de schimbător este omul. Dacă ar fi investit, iată, în ceea ce dădea valoare spiritului, astăzi s-ar fi bucurat pe deplin. S-ar fi întâlnit cu ceea ce a lăsat în urmă. S-ar fi bucurat pe deplin. Vreau să vă mulțumesc, Părinte, pentru distinsa prezență în cadrul emisiunii astăzi la Aducător de Bucurie. Să ne revedem cu bine și așa cum îmi place mie să spun cel mai des și să transmit un gând cu adevărat curat și sincer. Am auzit de la un călugăr și mi-a zis: când vrei să atingi sublimul, să spui întotdeauna să te mănânce raiul. Doamne, seară binecuvântată să aveți. Iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, am toate gândurile sincere și curate. Vă doresc o seară minunată și nu uitați că ne revedem cu o altă ediție frumoasă a emisiunii Aducător de Bucurie. O seară frumoasă!